Elvira Godanu, un nume, o personalitate, o actriță de a cărei existență nu te poți apropia decât cu emoție. Povestea vieții sale se întinde de-a lungul unui întreg secol și poartă însemnele tuturor evenimentelor care au marcat acest sfârșit de mileniu. Se poate rezuma o viață în câteva minute de film? Cu siguranță nu, dar un destin atât de interesant ca al Elvirei Godanu poate fi oricând rememorat cu plăcere. Roda iubirii pe care mama sa, fiica unui fabricant neamț stabilit în Târgu Jiu, i-a purtat-o tatălui, medic veterinar și ziarist la epoca, Elvira Godanu a crescut în casa bunicilor de pe malul Jiului. Deși copilăria i-a fost marcată de absența tatălui, pe care nu l-a cunoscut niciodată, și de suferința morală a mamei, care nu a putut trece peste această decepție, Elvira Godanu și-a îndreptat toată sensibilitatea spre teatru. Locuiam la Târgu Jiu, la bunicii mei, cu mama, cu o sora mamei, cu o familie. Sora mamei avea 4 copii, 3 fete și un băiat, pe care eu îi conduceam. Și cum? Îmi plăcea să-i car după mine, să-i învăț poezii eu. Într-o zi descoper pe un culoar, O ladă mare, banală, de lemn, așa, deschid capacul. Și în această ladă erau foarte multe lucruri vechi, haine, de cupoane, așa, de vechituri, dantelărie multă, pălării vechi, așa, tot se putea arunca. Nu mai am de întrebuințat. Și am fost încântat, am fost chiar emoționat. Și așa să-mi arăt, trebuie să mă îmbrac cu astea. Și am început să le scot și să le aranjez cu mine, fără să-mi dau seama unde ajung. Dar mi-a plăcut să mă îmbrac cu el. Și cu pălăriile, și cu o umbrelă ruptă, și cu o fustă lungă pe care am scurtat-o într-o parte. După aceea, când am văzut că am reușit să fac un costum pe care m-am uzat, care pe mine m-am uzat, eu pe copii, le pun niște scăunele, îi pun în fața lăzii, dau capacul jos și mor pe rază și încep să le joc. La 12 ani, Elvira vede prima piesă a unui teatru de operetă aflat în turneu la Târgu Jiu. Iosefina Wiesner, mama Elvirei, își ia fiica și în jurul anului 1920 pleacă din Târgu Jiu pentru a scăpa de amintirea dureroasă a soțului care o părăsise. După ce a plecat de la Târgu Jiu, la 15-16 ani, a stat o perioadă scurtă la Cărbunești și apoi s-a dus la Caracal. La Caracal, mama ei a fost secretară la un liceu, unde profesoară de franceză era o doamnă Lili Puricescu. Era și secretară mama și administratoră și tanti a urmat acolo. Primara, după ce a terminat-o din Târgu Jiu, trebuia completată. La doamna Puricescu a stat, a învățat la liceu de acolo și a învățat o limba franceză. Doamna fiind cu doctoratul la Sorbona, în greacă s-a încrită și latină. Franceza a învățat-o stând în Franța. De fapt, doamna Puricescu, după ce am venit eu la facultate, mi-a fost o perioadă și mie profesoară de franceză, tanti fiind mulțumită cu accentul și cunoștințele care mi le-am dobândit în liceu. În preajma anului 1924, cele două femei vor lua hotărârea de a se stabili în București. A fost momentul de cotitură pentru viitoarea carieră a actriței. Trecând pe lângă Teatrul Național, i-a spus mamei: aici voi juca eu. Debutează în același an ca figurantă într-o piesă în care rolul principal era deținut de marea actriță Agata Bârsescu. Datorită frumuseții deosebite, este remarcată repede. Primește primul rol în piesa Fracul, unde va juca alături de Mișu Fotino, tatăl lui Mihai Fotino. Va fi primul mare succes, după care destinul Elvirei Godanu va marca o carieră în continuă ascensiune.
După ce am terminat conservatorul, trecând examenul, nu știu, probabil cu o impresie foarte bună, pentru că a scris că sunt frumoasă, înaltă, voi fi o bună amoreasă. N-am prea înțeles eu atunci aceea amoreasă. În fine, dacă m-a luat o tara și m-a trecut acolo, probabil că am reușit. Am avut mult de suferit din cauza frumuseții. Talentului i-am adăugat perseverență și încăpățânare pentru a depăși frumosul. În afară de frumusețe și de talent, ce voință avea și ce putere de muncă. Că dacă regizorul îi spunea că trebuie să intre pe ușă într-un anumit fel, de 10 ori intra până când îi spunea că e perfect. Asta așa un mic exemplu, dar cu toate, în fine, cu tot ce avea în piesă de făcut, era foarte concentrată, foarte atentă, adică ea nu cunoștea decât perfecțiunea. Când repeta în Trei surori și Moni Gelerter, acestei mari actrițe, mari personalități care știa ce să facă pe scenă, la un moment dat a pus-o să deschidă și să închidă o ușă de 3 ori. Disciplina doamnei Godeanu a făcut să suporte fără niciun fel de reproș. Deși era o mare actriță. O mare actriță, era o actriță emerită al epocă, dar doamna Godeanu, din educația ei profesională, nu contrazicea regizorul, chiar dacă credea că nu este perfecțiune ce cere el. Pe parcurs, cu multă abilitate, cu multă inteligență, îl aducea la numitor pe regizor. Elvira Godeanu a locuit, pe rând, în câteva case din București, în grădina Cismigiu, la șosea, până în anul 1930, când se mută pe strada Cosmonauților, la numărul 7. Apartamentul va prinde contur după indicațiile artistei. De la împărțirea camerelor până la mobilier și tablouri, totul va purta amprenta personală a eleganței, rafinamentului și bunului gust. O perioadă la care se face mereu referire, între cele două războaie mondiale, și nu fără rost. Înflorire, viață lipsită de griji și acumulări materiale pentru toți cei care doreau să-și contureze o carieră. La 1 iulie 1930 are loc premiera primului film sonor românesc, în care rolul principal îl va deține Elvira Godeanu. Au vrut să oprească în străinătate ca să facă film. Nu era căsătorită cu domnul Prager, ce vă spun eu, din 34-35. Era atât de legată de mama dânsei, încât nu a putut să facă această ruptură. În povestea de primele ei filme făcute cu Georgescu, Maiorul Mura, Povara, Giuliandra la Viena, și că nu s-a dus nici la Paris, nici la Hollywood, pentru că nu putea să-și părăsească pe mama. Urmează ani de muncă intensă pentru Elvira Godeanu. Regizorii Gusti și Soare i-au călăuzit primii pași în teatru. Își studiază eleganța mersului, a gesturilor, intonația, ținuta vestimentară și, mai presus de toate, o disciplină de fier în tot ceea ce făcea. Timp de 10 ani a lucrat cu marea actriță Marieta Sadova, de la care a învățat extrem de mult. Între 1939 și 1949 a jucat la Teatrul din Sărindar sau Teatrul Mic. Părăsise Naționalul pentru că îi se repartizau numai roluri de cochete. N-ar fi o afacere proastă. Doamne, știam eu că nu o să ne lăsați să ne ducem de râpă. Numai că nu se poate face. Nu pot să cumpăr uzinele un loc sub soare, pentru că sunt ale mele. Al dumneavoastră?
Și Bocman? Și fabrica Wagner? Tot ale mele. Fabricile. Câmpia Pückenried. Șopronul lui Peter. Orașul stradă cu stradă, casă cu casă. Am cumpărat prin agenții mei toate vechiturile astea și am închis întreprinderile. Speranța voastră a fost o iluzie. Răbdarea voastră absurdă. Jertfa voastră o prostie. Și toată viața voastră irosită fără niciun rost. Șocul pentru mine a fost, foarte tânără fiind, când am văzut-o în Dama cu Camelii, unde era ceva de nedescris. Orice v-aș spune dumneavoastră, sensibilitatea, talentul, frumusețea, dăruirea, era un hohot de plâns la final în sală. După câțiva ani, când m-am căsătorit, soțul meu, doctor Radian, a fost doctorul doamnei Godeanu, doctorul de casă. Tânără căsătorită, i-am făcut o vizită plină de emoții, nu-mi venea să cred că intru în casa acestei superbe femei, de o bună creștere, de o inteligență, de o modestie, de o afecțiune cu soțul dânsei, cu inginerul Prager, și din momentul când am intrat în această casă, am rămas până la sfârșitul vieții doamnei Godeanu, prietenă, am fost onorată de prietenia Elvirii Godeanu. Joacă în nenumărate piese, Michelangelo, Cuib de Viespi, Trei crai de la răsărit, Escu, Atrizi. Dar din repertoriul unei astfel de actrițe nu putea lipsi Caragiale. Coana Zoițica din Scrisoarea pierdută a fost cel mai longeviv personaj al Elvirei Godeanu, având peste 500 de reprezentații. A fost o răsfățată a presei și a publicului, îndrăgită de toți cei care au cunoscut-o. Începând de la mânuitorul de decor, cabinieră, până la director, se purta de o manieră impecabilă, niciodată n-a ridicat tonul, niciodată n-a cerut lucruri absurde și atunci când avea o doleanță, știa să pună în așa fel problema, încât să-l oblige pe... Și avea o voce... Celui care îi cerea, atât de frumos să se vorbească, atât de frumos să comporta, o mare doamnă într-adevăr. Eram student în anul 4 când am fost invitată la Teatrul Național să joc Moartea unui artist de Lovinescu, unde era o distribuție absolut strălucită. Trebuie să vă spun că mă lipeam de pereți de emoție. Era doamna Godeanu, era doamna Tanzi Coce, era doamna Eugenia Popovici, mulți mari actori. Atunci am cunoscut-o pe doamna Godeanu, o persoană cu totul și cu totul deosebită din multe puncte de vedere. În primul rând era o femeie foarte frumoasă. Asta te izbea când o cunoșteai personal, vorbesc afară, o văzusem pe scenă în Trei surori, în mai multe spectacole, și te izbea frumusețea. Când o cunoșteai un pic, îți dădeai seama că are un farmec extraordinar. Apoi, un farmec, un lipici, ăsta e cuvântul, adică când o cunoșteai, după ce ai cunoscut-o, nu te puteai dezlipi de să... Deci era și un caracter deosebit, da. Nu numai frumusețea aceasta. Da. Aici vroiam să ajung. În afară de frumusețe și de farmec, era un om extraordinar, de o bunătate, o colegă excepțională. Prin colegă excepțională nu înțeleg nu numai o parteneră bună, cineva care te ajuta pe scenă, ci un om care îți și spunea, te ajuta și spunea ce trebuie să faci, unde e bine, unde e rău, ceea ce pentru un tânăr actor este extraordinar. Nu avea morga aceea marilor staruri care să ți impună distanță? Nu, era foarte caldă și apropiată și întotdeauna, chiar dacă situația era mai critică, mai pe nervi, mai pe așa, întotdeauna știa să o dea puțin pe glumă sau pe un
pic de acid ca să destindă situația și ca toți să ne simțim foarte bine. Un om extraordinar. Cât ai în talie, fetițo? Nu știu. 52, mi se pare. Sunt prea slabă. Lasă că o să te îngrași tu. După 30 de ani, mușchii încep să se relaxeze pe încetul. Pielea își pierde strălucirea și elasticitatea, ochii, transparența. Aha, până la 30 de ani mai am. La 30 de ani ești un om, bă. Adică, nu mai ești chiar așa de tânăr. Dar dumneavoastră ce vă pasă? Sunteți așa de frumoasă. Pe când eu o să semăn cu mama, ea nu-i frumoasă. Ce ai de gând să faci la toamnă? La ce facultate te înscrii? Dacă aș ști, dar n-am niciun fel de talent. Mama vrea să mă fac artistă. Și tu nu vrei? Prea deșteaptă nu sunt eu, însă destul ca să-mi dau seama că nu am nicio chemare. O să încerc la filologie. Poate te măriți. Dar tot trebuie să am o meserie a mea. A trecut timpul casnicelor. În anul 1938 îl cunoaște pe Emil Prager, un renumit inginer constructor, alături de care va trăi până la moartea acestuia. Apartamentul lor din strada Cosmonauților va deveni locul de întâlnire pentru toți artiștii vremii. Săptămânal veneau o serie de oameni deosebiți la masă. Aici am cunoscut-o pe doamna Bulandra, pe Maria Filoti, pe Marieta Sadova, pe Sica Alexandrescu, regizorul Șaghian, regizorul Ion Șaghian, Moni Gelerter, o lume extraordinar deosebită, pe profesorul Dan Simonescu, și Coca, soția lui, care povesteau de foarte multe călătorii în străinătate, încât și eu mă simțeam că am călătorit prin toată lumea, și care i-a fost profesorul de doctorat al domnului profesor Cârstoiu din Târgu Jiu, pe care îl cunoaște. Deci avea o zi anume de primire? Nu, cotăraia când se fac primirile. Aici l-am cunoscut pe George Vraca, cu care am fost și la mare cu ea, pe Sonia Cluceru, pe Aura Buzescu, pe Mimi Bota, pe Marcel Anghelescu, care a jucat în Scrisoarea Pierdută, și tatălui era de la Rugi, de la noi. La ea era o plăcere pentru toată lumea să vină în casă și pentru discuții. Pentru că aici se discuta absolut tot, în afară de politică. Pentru că orice domeniu, literatură, economie, tehnică, medicină, critică teatrală, își povesteau călătoriile, prieteniile, dar fără acest lucru. Pentru că a pățit un lucru. Într-o casă e de la șosea, pe timpul... În perioada războiului a stat Kissinger. Tanti, cum era foarte voluntară, s-a dus acolo, fiind portretul lui Hitler, a zis, dă-l jos, dă-l jos pe ăsta că aduce lumea la pieire. Și a fost cât paci, a zis, dacă nu era Elvira Godeanu, te arestam. Însă a trebuit să scoatem de la arhivă, să arătăm că cine este familia, că altfel ar fi pățit-o mai rău. Elvira Godeanu își petrecea vacanțele în străinătate, unde urmărea toate reprezentațiile teatrale. Era o ocazie de a se perfecționa și de a fi la curent cu tot ce însemna teatrul european. A iubit teatrul și și-a iubit familia. A fost un om desăvârșit pentru mama ei, pentru domnul Prager, soțul ei iubit, un comportament ireproșabil. Care a fost perioada de maximă glorie a actriței Elvira Godeanu?
Desigur că perioada de maximă glorie, normal la o actriță, se situează pe perioada tinereții. Însă la Elvira pot să spun că tot timpul cât a jucat a fost o epocă de glorie, pentru că avea și roluri care se potriveau cu vârsta și toate le-a jucat impecabil. Care a fost piesa care i-a plăcut cel mai mult? Au fost câteva, dar de care a vorbit foarte mult era Tovarășii, în care juca pe descendentă a Romanovilor din Rusia, refugiată la Paris și ca femeie de servici la început, menajeră undeva s-a dus și apoi la o aniversare s-a îmbrăcat în prințesă și a participat la o recepție unde au descoperit stăpânii ei adevărata valoare. Foarte mult i-a plăcut Dama cu camelii, pe atunci fiind cosocetară cu Maria Filet, având o companie cu Maria Filoti. Actrița va fi admirată și apreciată indiferent de schimbările politice ale vremii. Cu toate acestea, momente dificile vor apărea chiar într-o perioadă de maximă creativitate. Am trăit momente dramatice. Atunci când noi, artiștii Teatrului Național, societari și mai târziu actorii de artiști ai poporului sau emeriți, am fost pensionați. Vă voi povesti cum. Am fost invitați pe scena Teatrului Comedia de directorul Zaharia Stancu, care cred că n-avea nicio vină, era ordin. Se găseau acolo doamna Aura Buzescu, Calboreanu, Bălțățeanu, Finteșteanu, Marcel Angelescu, Antoniu, formă venim noi femeile, eram eu, era Tanzico, cea era, mi se pare, și Jeana Popovici. A făcut un mic tur așa, s-a uitat la noi și a spus, de azi înainte dumneavoastră nu mai faceți parte din Teatrul Național, veți fi pensionați. Și a început să ne întindă câte un plic la fiecare. Eu am încremenit, ne uitam unii la alții, nu înțelegeam, nu puteam să realizăm chiar așa să fim trimiși acasă. Ne-a strâns mâna, a plecat și am rămas ieșind unul câte unul, abătuți, amărâți, unii s-au și îmbolnăvit, pentru care am fost și eu. Și așa a fost această despărțire de Teatrul Național. Înconjurată de cei monștri sacri care uluiau spectatorii cu arta lor incomparabilă, Elvira trona ca o regină. Cât de mult îi simt lipsa pe scena care are azi atâta nevoie de noblețe. Durerea mare a vieții doamnei Godeanu a fost pensionarea prematură, pentru că a fost pensionată la 62-63 de ani, când era în plin succes. În plină glorie a jucat în Vizita bătrânei doamnei Dürrenmatt și Neuridice. Și urma să joace în Mamure, care premieră n-a mai avut loc. N-a mai avut loc și juca încă în apusul de soare. Cu ce putem servi, doamnele? Ce zice, luăm ceva? Din moment ce te-ai instalat și ți-ai dat atât de ifosi? Ai un piperment bun? Da, doamne. Atunci un piperment. În Argentina sau în Brazilia, când eram copleșită de căldură, luam înainte de intrarea în scenă un piperment. Asta m-a învățat Sara. Sara Bernard, un piperment. Și domnișoara? O cafea. Țin de dreaptă. Cum se face că nu ești cu Matias? Rătăcește ca fantoma din Hamlet. Lasă-l în pace. Nu-l mai chinui atât, te adoră. Mai întâi și mai întâi ai făcut rău că ți l-ai luat ca amant. Ți-am spus-o din capul locului, dar ai făcut-o treaba ta. Dai pe noi astea, începem și sfârșim toate, tot cu un actor. La vârsta ta era mai frumoasă ca tine. Puteam pretinde să fiu întreținută de oricine. Și mi-am pierdut vremea cu taică tău. Rezultatul vezi, țin de dreaptă. În glason, doamne? Gheață! La voce, jamais! Pardon. Tu, pipermentul ăsta e o porcărie. Thank you.
Elvira Godeanu va fi rechemată, alături de George Calboreanu, la deschiderea noului Teatru Național. Când s-a deschis noul teatru în decembrie 1973, în luna august, a fost invitată să ia parte la deschiderea Teatrului Național cu rolul doamna Maria din Apus de Soare. În cabina 2 a Teatrului Național, unde Elvira Godeanu se pregătea pentru intrarea în scenă, actrița Ilinca Tomoroveanu își amintește. A avut momente dificile, cum trecea peste ele? Mă gândesc la inerentele decepții în munca aceasta de artist. Nu știu dacă a avut, pentru că nu le arăta. Cel puțin în perioada în care am cunoscut-o eu, deci din 64 până, din păcate, a plecat dintre noi, eu nu am simțit asemenea momente. Probabil că erau, pentru că nicio carieră nu se face numai din suișuri, mai există și momente de prăbușire și de greu și de... Dar dânsa era foarte stăpânită și știa să acopere lucrurile astea. Din nefericire, deci ați cunoscut-o în 64, la numai 3 ani, alături de alte mari nume ale scenei românești, a trebuit să se pensioneze. Cum a receptat momentul ăsta? Nu știu, a dispărut pentru o perioadă. A fost un moment într-adevăr foarte trist, foarte trist pentru cei care au fost pensionați în mod mizerabil, aș putea spune. Și foarte trist pentru cei care au rămas fără ei. Mulți mari actori atunci au plecat din Teatrul Național, au fost pensionați, aș zice cu un termen de azi abuziv, dar dânsa a dispărut pentru o perioadă, pe urmă a reapărut în Euridice, în regia lui Mihai Berechet, unde făcea un rol extraordinar. Iar pe urmă, când s-a deschis această clădire, când s-a deschis scena nouă a Teatrului Național, am avut din nou privilegiul să fiu alături de dânsa în Apus de Soare, unde juca, era doamna Maria, era, o simțeai alături, era nemaipomenită și un rol de o prestanță și de o frumusețe. Știa să poarte costumul, știa să poarte o bijuterie, o coafură, să meargă. Toți cei apropiați vor continua să o sărbătorească în fiecare zi de 13 mai, întâlnirea cu marea actriță fiind un eveniment deosebit. Ultima apariție așa mai extraordinară a fost când o sărbătorită la Uniter, foarte bine organizată această sărbătorire, iar ea a fost fantastică când a apărut, o frumusețe nemaipomenită și puținele vorbe care le-a spus au fost încântătoare. Scumpă doamnă minunată, vă doresc ani mulți de sănătate, atât de mulți cât... Să aflați în fiecare zi că nimeni nu v-a uitat. Atâta de mulți, ca să știți în fiecare zi câte nevoie avem de frumusețea dumneavoastră, adâncă, de care ne folosim pentru a ne dovedi nouă înșine că frumusețea există, că ea înseamnă generozitate și armonie, că ea ne îmblânzește și ne mângâie. Pentru prieteni, pentru cei din familie, a avut totdeauna un cuvânt cald, un suflet deschis. După 90, când te-ai hotărât să vii în București, bănuiesc că ai stat mult mai mult timp alături de dânsa. Cum v-ați înțeles? Deși după 90, fiind foarte marcată de dispariția, de trecerea în neființă a unchiului Emil Prager,
starea de sănătate a mătușii s-a înrăutățit vizibil. Pot spune că am avut privilegiul unor ore îndelungi de discuții, numai noi două, și practic am început să o cunosc mai bine așa cum nu știam înainte. Mi-a făcut confesiuni și a dat seama pe undeva că ar fi trebuit să fim mult, mult mai apropiate și mi-a dat și câteva sfaturi de viață foarte, foarte interesante. Aș putea să spun că o simt mereu aproape. Nu știu dacă ai remarcat, avem și o pictură cu tanti Elvira, un tablou foarte sugestiv, tanti Elvira în rolul damei cu Cameli. Și deși știu că aplecările astea spre paranormal sunt sancționate de majoritatea prietenilor mei, am avut în anumite momente chiar senzația fizică a prezenței, a unei prezențe pe care n-aș putea o identifica, dar mi-am dat seama că era vorba despre tanti Elvira, pentru că mai făceam apel la memoria ei și, îți spun, a fost o senzație efectiv fizică, cum că s-ar afla aici, alături de mine. Deși ziua de 3 septembrie 1991 a însemnat despărțirea de persoana Elvirei Godeanu, personalitatea actriței este mereu vie în memoria colegilor, prietenilor, în memoria teatrului românesc. Elvira Godeanu, am venit să sărbătorim aici, nu ca pe o ornantă, ci ca pe ceva prezent, ci ca pe ceva permanent, ci ca pe ceva care dăinuie și a dăinuit, pentru că în teatru ceea ce dăinuie este foarte important. Or, Elvira Godeanu a dăinuit. Și am venit aici convins că nu va fi ceea ce se numește o sărbătoare a trecutului, ci o sărbătoare a prezentului. Pentru că Elvira Godeanu este prezentă. Este prezentă în așa fel încât uneori te uluiește. Ultima dorință a actriței de a mai vizita odată orașul copilăriei nu s-a putut îndeplini. Nici dorința de a înființa o companie de teatru nu s-a realizat. Însă gorjenii, care nu au uitat că la începutul acestui veac o fată frumoasă pleca din Târgu Jiu să cucerească scenele Bucureștiului, au denumit teatrul dramatic din localitate Elvira Godeanu.